seara tuturor! Un salut din orașul Eter Roma. Ne aflăm în Piața San Petru și am vrut special să vă trimit niște salutări anume de aici, de lângă brăduțul care a fost pentru toți creștinii, a fost adus aici în piață. Să vă spunem un an nou fericit, un Crăciun plăcut în sânul familiilor dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult de succesele care le-a obținut Republica noastră anul acesta, și anume acordul de asociere și liber schimb cu comunitatea europeană, alegerile care au avut loc pe data de 30 și, desigur, mai multe proiecte care au fost destinate migranților nouă, deci mă refer la proiectul Pare 1+1, proiectul DOR din cadrul biroului Relație cu Diaspora. Și noi aici, departe de casă, ne stăruim să muncim cinstit, onest. După cum știți, majoritatea remitenților le trimitem anume acasă, fiindcă nu am rupt legătura cu țara și încercăm să menținem familiile noastre cu ajutorul nostru. Dar să știți că oricum ne dorim foarte mulți din noi să revenim acasă, deja mulți încep să revină acasă și, desigur, să găsim o țară ca afară, cum spunem noi, să avem unele lucruri care le-am văzut aici, în Europa. Și pe parcurs, asociațiile și noi personal încercăm să ajutăm cum putem cu cetățenii noștri. Anul acesta am avut mai multe succese, cum ar fi întâlnirile cu medicii în Roma, pentru a informa persoanele aici în teritoriu, pentru a le aduce la cunoștință sistema sanitară italiană și unde ar putea să se adreseze în caz de urgență. Alt proiect care am obținut și a fost pentru noi interesant și util comunității a fost cursurile de limbă italiană pentru, în majoritate, pentru femeile care muncesc, anume joi după masă se fac aceste cursuri, sunt încă valabile. Și alt succes a fost ca să trimitem în țară prin intermediul asociației în legătură cu alte asociații, cu alte persoane care ne-au susținut, donația care am primit-o de la compania Cosmed, donația făcută spitalului din Ungheni, și sperăm ca pe viitor să avem mai multe gen de așa colaborări. Noi vă ducem dorul. Ne este dor de ceea ce am lăsat în urmă și să știți că majoritatea, cum am mai spus, doresc să revin acasă, dar cerem și rugăm ca guvernul care o să fie instaurat să zicem așa, să implementeze proiecte în infrastructură, să aducă cât mai multe oportunități, cât mai mulți întreprinzători străini pentru a deschide cât mai multe posturi de muncă și, de ce nu, să oferim conaționalilor noștri care aici în Europa și-au creat o meserie, au muncit la unii datori de muncă și au văzut cum se face o întreprindere, cum se deschide, cum se gestionează, de ce nu ei să deschidă la noi acasă. Dar în acest sens sperăm că, începând cu anul 2015, corupția să fie mai puțină, burocrație să fie mai legeră și, desigur, noi să rămânem oameni, să fim buni cetățeni, să fim buni europeni, fiindcă ne apropiem spre Europa, și părinți cum se cade. Deci, un salut din tot sufletul din Roma pentru voi, și anume din Piața San Pietro, aici unde vine toată lumea să viziteze această frumoasă piață.